Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. Un episod puțin surpriză, surpriză și pentru mine. M-am surprins singur, practic, pentru că da, eram convins că nu o să-l fac pe Sterling. Nu-i văd rostul. Practic, i-am la club pe Sanchez și pe Salah Team of the Season și sunt aceiași jucători, sau mă rog, pe aceeași linie. Și o să dăm noi și pe atribuții și pe ceilalți jucători să ne facem o idee, să înțelegem de ce nu are rostul Sterling. Dar, cu un ochi pe ce se întâmplă pe FIFA. Și vedeți voi, am luat decizia asta, mai sunt 50 minute și expiră. Deci exact pe final trebuia să trag altceva și am intrat să văd ce se mai întâmplă în FIFA și se întâmplă nimic. Absolut nimic. E pustiu. E jale, e grele, să zic așa. Păcat că nu au lăsat jucătorii speciali în pecuri, măcar până la sfârșitul lunii. Ar fi fost ceva, lumea mai trăgea la un premium, mai trăgea la un SBC, în speranța că prinde un jucător de la special, un jucător frumos colorat, să completeze colecția, că de fapt despre asta e vorba. Și nimic, absolut nimic, bate vântul, cum spuneam, așa că... pentru că e ultimul jucător special pe care o să-l avem la SBC. Ultimul mohican, cum îmi place mie să zic, last man standing, e vorba de Sterling, e un jucător de colecție. Ăsta e motivul pentru care îl fac. E ultimul jucător, sunt fan convins că nu o să mai scoate nimic. Sper să mă contrazică cei de la ei, să vină așa, să ne scoată 2-3 SBC-uri. Jucător special, ia mă moșule dacă vorbește aiurea, dar nu cred. Nu cred. Cred că e ultimul jucător pe care o să vedem la SBC și ăsta e motivul pentru care îl fac. Am resurse, ce naiba să ne mai fac cu el, echipa deja la complet. Așa că îl facem ca jucător de colecție și evident că o să-l jucăm... O să jucăm și în Rivals și în Weekend League, ce am rămas din Weekend League-ul ăsta, nu că e foarte, foarte important. Două cerințe, două combinații, hai să mergem să le facem, le-am pregătit deja, nu pierdem foarte mult timp. Un jucător de la Manchester și l-am băgat pe Gundogan, era e-tradable, dar first owner, toți jucătorii sunt first owner, tradable sau untradable. 85 cu 60 și da, chiar dacă e tradable Team of the Season ăsta, pentru că ce e un jucător Team of the Season, am preferat să-l bag pe Izo în locul unui jucător din 91 pentru că mi-a permis să mă duc mai în jos cu combinația. Jucător de 83, chiar de 82, 2 jucători de 82, foarte în jos mă duc combinația asta și bă, chiar ok pentru un Jamboree pre-spec, deși din pack-uri nu mai luăm mare lucru, dăm summit. Ok, mergem la a doua combinație. Da, mai am niște pack-uri pe care o să le deschid tot astăzi. Mi s-au părut puține, doar două pack-uri ce să fac cu ele. Așa că am zis că, bă, hai mă, să mai facem niște pack-uri. Să deschidem, să facem și un mini pack opening dacă toate. Și mergem la a doua combinație pentru un mega pack, un pack de 55.000 și ăsta, un pack ok, un pack mișto. De data asta cer doi jucători Team of the Season sau Team of the Week să nu se bată cap în cap. Am mers pe 1 și pe 1. Evident că avem echipă, evident că am tradable. Și cred că am mers mai pe toată echipa întreabă, am mers Premier League, singura excepție aici, doi jucători din Germania pentru Chemise și pe Jonas, care și el în tradable, am totuși jucători tradable, ia să vedem pe cine, dacă nu mă înșel, ăștia sunt tradable, da, ok, 82, da, mă rog, first owner, tradable, nu foarte scump, în fine, hai să dăm summit, nu mai pierdem timpul. Și punem mâna pe un super, 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 super cartonaș. Super, mă, chiar e bine, mă, chiar arată bine, deci n-am nimic, nu-mi place mie 3 stele weak footul ăla, dar în rest nu arată rău deloc. L-am făcut să adaugă cu la colecție, de fapt știți ce să fac, hai să-l luăm, hai să vedem cum intră, băiță, așa, a, intră bine, pe respect, intră pe respect să zic așa, dar dansează și asta nu-mi place, așa că dăm skip. Îl trimitem la club și mergem să deschidem pack-ul, dar înainte de asta, hai să vedem cum îl băgăm în club și să vedeți de ce nu eram, nu l-aș fi făcut. Dacă nu ar fi fost ultimul cartonaș, bă frate, și acum am rămas pe 0 aici. What? Nu mai avem nimic? Da, nimic? Life? 0? Basic? Advance? Totul la 0? Nimic? Nimic? Am rămas legion, l-am făcut de 6 ori, ce facem? Le facem pentru 7 oară? Păi, e posibil, și asta e o chestie. Păi și asta e o chestie, așa nu mai avem ce face. Îl facem pe Philip, pe Anderson. A, bun, e bună treabă, poate. Bine, hai să mergem la club, hai să vedem cum, cum ar intra pe banca de rezerve în locul lui Sancho. De altfel o să fac, știți ce, o să fac altceva. Hai să punem aici pe toți, ia să vedem, frumos, frumos aici. Special untradeable, nu o să tai la editare, las așa. Îl băgăm pe Salah și îl băgăm lângă pe Sterling. Vedeți voi, practic toți jucătorii ăștia, hai să punem așa în ordine, în ordine, sunt oarecum pe aceeași principiu. 98, 95, 97, 98,
fizic 84 pentru Sancho, Sterling 98, 95, 91, 98, deci mi se pare Sterling cel mai slab din cei 3, Salah mi se pare cel mai bun și practic cam aceiași jucători, 5-15, medium-medium, aici ai mai slab Sancho la nivel de work rate, cu finishing ăla 10-99, shooting cu 99, finishing, fantastic jucătorul ăsta, nu e fantastic la work rate, de 3 stele îi fut 5 stele skill move. E bine, Sterling, probabil că tot un finishing sau un marksman, nu știu ce o să-i dau, poate chiar un dead eye pentru pase, tot 3 stele îi fut, 5-7 puțin mai scund, are high medium, asta e bine, 3 cu 4 și, repet, nu arată rău, dar un fel de copy-paste și al treilea jucător, cred că cel mai bun din cei 3, 99-96, arată fantastic, Salah, chiar nu ai ce să zici, Salah, chiar nu ai ce să zici. 3 stele cu 4 stele, high medium din nou, work rate fantastic. Asta e și motivul pentru care nu am vrut să-l fac, dar l-am făcut. L-am făcut și a venit la club, arată frumos banca. O să vedem, o să încercăm probabil cu Sterling în weekend league-ul ăsta, îl pun aici să fie gata. Bun, și hai să mergem la pack opening. Bine, deci avem pack de 50.000, 55.000, de 100.000, de 45.000, avem toate pentru tot. Ce-mi doresc? Măcar un knockout. Un knockout de 86 și să rămână. La cât de proaste sunt pack-urile în ultima vreme. Ok, nu e knockout. Hai că poate vine board-ul. Nu e nici măcar board. Ați văzut animațiile la FIFA 20? Îți dai seama imediat dacă e knockout sau nu. Deci dacă îți vine jucător din prima, evident că nu e knockout. Dacă îți vine cartonaș, poziție, îți vine steag, poziție, e knockout. Deci animația e puțin diferită și sincer îmi place. Delph, transfer list, 140 de coins, ok. Jumbo gold pack, mai mă cu jumbo gold pack și jumbo premium gold pack. Am și pack-uri bune și pack-uri slabe. Ok, ia să vedem, nu e board, dăm skip, n-are rost, pierdem timpul, prea mult, cei mulți strică. Ok, resurse la club, asta e bine. Resurse la club, niciun... Oh, un hunter. Bă, mai merge ăsta? Hai, a mai scăzut. Până și hunter. Nici hunterul nu mai e ce era odată. Luisa Bert, 82. Ok. Fitness. Da, mă trimitem și fitness. 200 de coins. Hai și cu ăsta micu. Jumbo Premium Gold Pack. Hai, un singur knockout văd. Deci un knockout vreau. Dacă îmi dai un knockout... Pentru că luni nu mi-a dat. Luni s-a zgârcit din 10 pack-uri și tot așa, pack-uri frumoase. Nu mi-a dat, n-am vrut. Ce să fac? Să mă cer? Să mă cer cu ei? Aș putea, dacă nu vreau. Ok, jucător de 82, interesant. Hai să trimitem tot pe transfer list. Iar se adună acolo, iar e plin, iar e dubluri, iar e tripluri, iar e pe mama măsii. Bun, deci 45, 55, 100, 55. Ama nu, 45, 50, 155. Bun. A, ăsta era micul, Real Mixed Player Pack. Bine mă, hai că e pack-uri serioase, zic. E bine, zic. Opa, că e, nu e. Am zis că e board, nu e, nu vrea. Nu vrea. Dar e Arias. Ok, ala mea pe Danilo de la Manchester. E prea low rate să valorează ceva. Totuși, 2000 și ceva. Slăbuți, ăștia din Franța, e posibil să valorizeze ceva, dar o să mă uit după, cu voi ce, Spania și Mexic, da, dăm quick save și la ăștia, pentru că nu vreau să mai am pack-uri serioase și am untradeable, două pack-uri de astea de la obiective, nu mai știu care, cred că astea două sunt untradeable și cred că o să le deschid eu acum, hai, Prime Gold, 45, 55, 5, oh, walkout, aia mă că am luat walkout, putem să închidem baraca, fii și tu un inform, că am nevoie, nu? Nu. U Portugal, U Striker. Nu pot să cred, Cristiano Ronaldo, du-te naibii, mă. Bă, mi-a dat fi Cristiano Ronaldo la finalul jocului, mă, normal card. Cum ar fi fost? Deci dacă era special, era team of the season. Du-te naibii, mă, nu pot să cred, frate. Du-te naibii. Mă, de ce nu mi-a dat la început? Bine, mă, bine, mă, bravo. Bă, Cristiano Ronaldo e ok oricând ar veni. E ok, oricând ar veni, am cartonașul de 98, evident, dacă ăsta e untradeable, nu am ce să fac cu el și e un pack untradeable. Dar avem la club, îl avem la club, sunt bucuros, e untradeable, așa e, e untradeable. Mama măsii, azi și mâine, mi l-a dat pe final de joc și mi-a dat untradeable, dar nu pot fi supărat, nu pot fi. Bă, păcat, dacă era, vedeți, asta ziceam. Deci, băi, lăsați-mă până la final de joc, mă. Cartonașele, ce? Până la final de august măcar. Cartonașele speciale.
Vă dați seama, se bucură cineva când prinde un Ronaldo Team of the Season. E fantastic, nu mai e un să-l joci, mai sunt două săptămâni de Weekend League, se joacă foarte puțin în Rivals, majoritatea joacă draft dacă joacă. Lăsați mă cartonașele să se bucure lumea, mă. Păcat, mare păcat. Chiar și așa azi vedem cât mai face un Ronaldo. Băi, un cartonaș de 500.000, 5-600.000. Bă, ce bai, doamne, cum ar fi ăsta la început de FIFA 20. Doamne ajută, bă, Cristiano Ronaldo, bine mă, bine mă, bine. Nu o pot fi supărat, chiar nu, chiar nu. Ar fi fost frumos în timpul de season, dar asta e. Untradeable, nu o să joc pentru că am varianta de 98, dar e Ronaldo, frate, first owner. Poate să intre acolo la echipa de first owner. Bine mă, hai să deschidem al doilea Rare Prospect Untradeable. Asta de la obiective, atenție, asta de la obiectivele săptămânale. Deci merge și le faceți, dacă nu l-ați făcut. Uite, nu se știe de unde sare norocul. CDM Borussia Vițel, nu? E Vițel, 85, e bine. Ok, ok, practic recuperăm din investiția pentru Sterling. Chiar bine, chiar bine. Dar din nou Untradeable. Bun, hai să vedem aici ce trebuie să dăm discard. Ok, bine, încă nu. Aici cred că ăsta da. Asta e, nu e probleme de război. Ne asumăm, trimitem și pe Vițel, care costă și el 90.000. Wow, 6.000, what the fuck. Nici măcar 6.000. E ok, 0 coins. Mă, Ronaldo, mă, ești nebun. Bă, de ce nu mi-a dat 3 double, frate? Îl puneam aici, mai făceam un 500.000. Bun, un pack de 55.000 și unul de 100.000. Bine, mă, rare mega pack. Hai ei. Nu e walkout, wow, pe de 55.000. Bă, dar am cerut un walkout și mi-a dat și ce walkout. Păcat că e untradeable. Păcat că e untradeable. Keeper, Chelsea. Ah, ok, e vorba de Kepa de 84. E bine, mă, e bine, e bine. Ah, să că e bine, frate. Mi-a dat un walkout, mi-a dat pe Cristiano. Avem ceva jucători de 84-85. Și dacă o să mai facem un SBC, ce naiba, ce SBC să mai fac? Că nu mai iese nimic, poate vreun Maldini. E singurul care a rămas, în rest nu prea mai am ce să mai fac. Mă, ăsta e unul din aia scumpi? S-ar putea, nu? No, 300, nea, nu mai bat capul, știu ce. Ok, mai avem loc? Avem loc. Bun, ăsta s-ar putea să valoreze ceva. Da, 5.000, îl trimit acum, ca să nu uit de el. Să-l vând, 500 de coins. Și mergem la ultimul pack. Pack de 100.000. Am primit deja walkout-ul și am primit un walkout foarte, foarte bun. Dar, hai să vedem. Ultimul pack, Jumbo Rare Players Pack. Hai. Ia să vedem dacă forțez puțin nota, nu e walkout. What the fuck? Bă, unul am cerut, unul mi-a dat, frate, este pic de 100.000. E ok, bă, e ok, e bine, să ne pân în ele. E final de joc, 84, what the fuck? Bă, n-a vrut să mă dea pe Ronaldo aici, mai făceam 500.000, poate îl vendeam pe ăla și îl luam pe ăla Team of the Season. Ok, ăștia de 84, te doare partea, ăsta s-ar putea să valoreze ceva. Pentru că Manchester, corect, și pentru că Sterling mai e foarte puțin, probabil după aia o să scadă drastic la preț, așa că, și ăsta era Team of the Season dacă mi-a lăsat, așa că trimite pe transfer list, foarte, foarte bine, iar avem și pe Jorde, Lazini, ce mai avem noi aici, Hector Bellerin, Zielinski, Cristian Tello, hai mă toți, haide mă, Piccini, ok, am înțeles, sunt dubluri până, haide mă, ia de tu așa, nu mai bine așa, mai era unul. Ok, ultimul, trimitem la club și închidem și episodul. Ok, mă, hai că a fost mișto, hai că l-am făcut, echipa deja complet. De asta, vedeți, de asta, datorită golanului ăsta nu poate să joace la normal. Evident că cartonașul ăsta e mult peste cel clasic. Ar fi fost fantastic dacă era tradable. Ce mai aveam pe la club, poate făceam bani, venea și pe ăsta și făceam bani din Team of the Season, care e scumpuț, undeva la 5 milioane, da. Nu am finanțe, nu am resurse. Bine, fraților, hai să încheiem și episodul ăsta. Să zic eu, un episod un pic opening reușit. L-am făcut și pe Sterling, ne distrăm puțin cu el în Weekend League. Ce să zic? Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul ăsta pe mecate. Până data viitoare, peace!